Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Am cântat, chiar ne-am și rugat, am ascultat cântări frumoase și ziditoare, aș putea să zic unele mai frumoase ca altele. Și acum a venit vremea ca să ne încărcăm Scriptura și Cuvântul Domnului, să ne pregătim să ne luptăm, să slujim pe Domnul așa cum vrea Domnul. Am citit textul acesta de mai multe ori și m-am întrebat despre ce subiect să vorbesc și m-am gândit la multe subiecte, am vrut să vorbesc despre smerenie, am vrut să vorbesc despre mai multe smerenie al lui Ioan Botezătorul și a noastră, cum trebuie să fie. Până la urmă, mi-am ales să vorbesc în seara aceasta despre ce înseamnă ca noi să fim focalizați pe Hristos. Dar înainte să încep gândul acesta de a fi focalizați numai pe Hristos în scopul și în viața noastră, vedeți, viața noastră se compune din două, aș putea să zic, o viață socială, cu familia, cu munca, cu colegii, și o viață religioasă, o viață în care venim la biserică, o viață în care ne rugăm, o viață în care cântăm. Și este așa de frumos când prin harul Domnului avem înțelepciunea aceasta să le împletim pe amândouă, una în alta, și amândouă să fie pentru slava lui Dumnezeu. Domnul să ne aștepte la lucrul acesta. Textul care s-a citit în versetul 25 zice că între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curăție. Ioan, botezătorul despre s-a citit, zice cuvântul Domnului că boteza acolo la Enon, aproape de Salim, erau multe ape și avea ucenici. Poporul începuse să recunoască ca profet. Cel mai mare a poporului știa că este un profet și că este venit de la Dumnezeu și că avea mesaj de la Dumnezeu. Dar avea ucenici deja, își făcuse un nume, avea ucenici și între ucenicii lui și un iudeu s-a iscat o mare înțelegere cu privire la curăție. Și atunci au venit la Ioan Botezătorul să-l întrebe cum este. În Vechiul Testament, în Numeri, capitolul 19, este un loc unde cuvântul Domnului ne vorbește despre apa de curăție, cum se făcea apa de curăție. Și acolo spunea cuvântul Domnului că, pentru că Ioan Botezătorul, vreau să fac un pic legătura aceasta, aducea o curățire a trupului și a sufletului prin botez. Și o să vorbesc un pic și de lucrul acesta. Dar în Vechiul Testament Dumnezeu poruncise ca să se aleagă o vacă roșie, o vacă care să nu fie bolnavă, becheadă sau să aibă o problemă în trup, să fie roșie complex, să nu fi tras niciodată în jug. Vaca aceea roșie trebuia scoasă afară din tabără. Preotul Eleazar, care la vremea aceea trebuia să meargă, sub ochii lui vaca să fie înjunghiată, să se ia din sângele vacii să stropească de 7 ori înaintea portului întâlnirii. Vaca aceea roșie trebuia adusă pe un altar, acolo trebuia arsă, toată în întregime. În timp ce vaca era arsă, era un întreg ritual, preotul trebuia să arunce cârmâzi, isop și lemne de cedru peste vacă. După ce se făcea această lucrare, preotul acela spunea că va fi necurat până seara. Trebuia un om curat să vină și să strângă cenușa vacii, trebuia pus într-un loc curat. Cine se atingea de această cenușă devenea necurat și el era omul acela, urma să fie necurat până seara. Trebuiau fiecare să spele hainele, să se spele pe sine însăși și numai de-a doua zi erau curați. Dar din vaca aceasta, din cenușa vacii acestea care se strângea, dacă cineva se întina, devenea necurat. Devenea necurat dacă te atingeai de un mort, de o casă unde a murit cineva, sau în mai multe împrejurări, nu o să vorbesc despre ele, dar tu erai necurat înaintea lui Dumnezeu. Și trebuia să se iei din cenușa vacii aceea, un pic din cenușă, să se amestece într-un oceac cu apă de izvor și cineva trebuia să te stropească în ziua a treia și în ziua a șaptea, cu apă de curățire. Și făcându-se acest ritual asupra ta, tu după 7 zile deveneai curat înaintea lui Dumnezeu. Dar zicea cuvântul, era foarte aspru acolo. Zicea, cine nu va face asta să fie nimicit cu desăvârșire din poporul Domnului? Pentru că pângărește cortul Domnului. Și iată că era apa de curăție din Vechiul Testament, dar Ioan Botezătorul vine și vorbește despre o altă curăție. Și accentul pus de Ioan Botezătorul nu cade pe curățirea exterioară de atingerea de mort.
nu cade de atingerea de anumite lucruri, de oase omenești sau altceva ce te făcea necurat, ci cade pe interiorul sufletului. Și îndemnul lui și chemarea lui era spre pocăință. Și s-a stat așa o ceartă de vorbe, nu știu dacă despre asta a fost neapărat vorba, dar au venit Ioan Botezătorul. Și a venit Ioan Botezătorul și i-a întrebat: Învățătorule, ce cerea cu tine? Și vorba despre Domnul Iisus Hristos, despre care mărturiseai tu, iată că și El botează dincolo. Și tu ne-ai învățat acum, ne-ai dat o teorie și o practică, cum să ne mărturisim păcatele, cum să venim înaintea ta, să primim sfințenia, curăția, să ieșim o nouă consacrare și o nouă dăruire pentru Dumnezeu. Și iată că și El botează. Și acum, cum e cu curăția? Asta a fost o introducere, așa, pe nerăsuflate, și acum vreau să mă apropii de subiectul despre care am zis că vreau să vorbesc în seara aceasta. Că vreau să vedem că Ioan Botezătorul a avut un obiectiv, un scop, o menire în viață, o țintă. Și Ioan Botezătorul nu s-a bătut de la ea până a murit. Și a murit credincios consacrării lui. Și de multe ori noi suntem confuzi, slabi, descumpăniți, descurajați, indeciși, lipsiți de precizie, nu știm ce trebuie să facem, cum să facem, și ar trebui în seara aceasta, ar vrea să fie un mesaj în care să ne gândim că Dumnezeu ne-a dat o chemare. Amin? O chemare măreață ca lui Ioan Botezătorul. La servici lucrez pe mai multe mașini. Câteodată mi se întâmplă să lucrez pe o ghilotină mare, se numește șir, noi zicem șir la servici acolo, o ghilotină de, care taie plăci de 10 piept până la 3x4 sau 19 mm în grosime, și se întâmplă de multe ori ca asamblorii vin la mine și mă întreabă: nu merge ghilotina, nu merge șir, nu știu ce are, nici cum nu vrea să pornească. Ca orice mașină industrială, are niște zone de protecție, zone de securitate. Ai o zonă de securitate în spatele șirului, când ai tăiat piese, ele cad pe un cărucior, tu tragi căruciorul și apoi iei piese de pe cărucior. Dar dacă ai tăiat căruciorul, ai intrat în zona de securitate când ai intrat în spatele mașinii, ca să nu tai altul în față să te lovească. Mașina nu mai merge, se oprește motorul, se stinge cu totul, nu mai funcționează nicicum. Și vine la mine: mă, nu merge mașina, dar ce ai făcut? Și merg acolo și mă uit, și de multe ori, în spate sunt două piloane așa, doi stâlpi, pe care sunt niște fascicule de laser. Oricine trece prin fascicolul ăla oprește mașina. Dacă ai lăsat căruciorul în zona aceea, mașina nu mai merge, nu funcționează nici cum. Poți să apeși pe butonul de demaraj cât vrei tu, să ții degetul apăsat și nu merge. Pentru că fascicolul acela bate într-o oglindă aici și transmite un mesaj la mașină. Și zice: zona e liberă, mașina poate să lucreze. Dar nu un pic, câteodată când mai cad piese, stâlpul se deplasează, numai un pic se deplasează și fascicolul bate pe lângă stâlp, că e vorba de câțiva milimetri. Și dacă bate pe lângă stâlp, nu poți să pornești mașina nici cum. Pentru că fascicolul ăla trebuie să fie bine direcționat și poziționat. Dar noi ca credincioși, mi-a pus problema, noi ca credincioși, de multe ori, viața noastră nu merge și nu merge viața de credință și nu merge. Niciodată nu o să poată să meargă cât nu ești în Hristos, niciodată. Și oricâte eforturi am face și ne-am strădui și n-avem viață veșnică, n-avem viață noi, până ne predăm viața Domnului. Dar aș vrea să mă leg de prima parte a mașinii, mașina din față, unde tu baci plăcile care să le dai. Are o altă zonă de protecție. Este un laser micuț, atâta și totul tot atât cu în partea altă care primește semnalul. Când ai băgat mâna de acolo, dar motorul mașinii este pornit, mașina merge, o să apeși pe pedală să taie, că nu taie. De câte ori ai băgat mâna, dacă a început să taie cuțitul și ai băgat mâna, el se ridică automat în sus. Nu poți să tai. Dar de multe ori se întâmplă și zice, eu îl întreb: mă, dar în spate e verificat, nu-i nimic, nu-i nimic, dar în față laserul bate unde trebuie să bată. Bate! Și nu merge mașina și mă duc acolo și ce se întâmplă? Laserul acela este ca și o lanternă de aia când îi mărești conul. Îi mărești conul și vezi cu o lanternă așa mai mare pe perete, sau vezi mai micuț, o faci, o reglezi și bate să vezi pe mai concentrat și mai puțin. Laserul ăla câteodată se dereglează acolo. Și dacă nu reglezi fascicolul acela ca să bată exact în punctul ăla, poți să-l faci mai mic,
tot nu merge mașina. Trebuie să fie de un anumit diametru acolo, undeva la 3 mm, să zic, maxim. Dar, frații mei, ar vrea să înțelegem partea spirituală. Ar vrea să înțelegem că noi, chiar dacă avem viață din Dumnezeu noi, nu putem să mergem dacă nu suntem focalizați, consacrați, dedicați lui Hristos mai departe. Și aș vrea să urmărim pe Ioan Botezătorul, viața lui, dedicarea lui, consacrarea lui în mai multe puncte. Și aș vrea tot în paralel, pentru că este vorba de noi, pentru că și noi slujim lui Dumnezeu, să mergem în paralel cu Ioan Botezătorul, să vedem lucrarea care a avut-o el, să vedem lucrarea care avem noi. Oare laserul nostru este centrat pe Hristos? Oare nu și-a mărit comul și vede atâtea lucruri în jurul lui și nu mai putem să punem punctul? Și apăsăm pe pedală să taie și nu taie. Și nu funcționează viața noastră de credință. Cred că mulți ați folosit binoclul și te uiți cu binoclul și vrei să te uiți la o imagine de aproape și are ceva să-l reglezi. Sunt două lentile acolo care trebuie să le reglezi să bată împreună. Dar dacă ai schimbat imaginea, trebuie să-l reglezi iarăși, nu? Așa este. Exact așa trebuie să fim și noi. Să fim focalizați, centrați pe Hristos. Domnul să ne aștea lucrurile acestea. Amin. Amin. Și apare o primă întrebare care vreau să o pun. Cine era Ioan Botezătorul? Știa Ioan Botezătorul cine este sau nu știa? Știa. Când a fost întrebat că este, cine s-a zis că este? Zice sub voce tare. Prietenul Mirelui. El era prietenul Mirelui. Era, Iisus mărturisește spre el, cel mai mare om născut din femeie. Cel mai mare din vremea aceea. Cel mai mare. Deci știa foarte clar. Aici, în textul citit, zice, versetul 29, cine are mireasă este mire. Cine era simbolic mirele? Răspundeți. Iisus Hristos era mirele. Cine este mireasa? Biserica. Noi suntem mireasa. Și cine era prietenul mirelui? Ioan Botezătorii. Sfinții din Vechiul Testament fac parte din untași, din prietenul mirelui. Și el zice, eu sunt prietenul mirelui. Și prietenul mirelui se bucură când vede pe mire. Slăviți să fie Domnul. El știa exact cine este. El știa că este, zice, eu sunt trimis înaintea lui. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, netezi-ți cărările. Știa Ioan Botezătorul cine este? Știa. Știa care este menirea lui? Știa. Știa care este scopul lui? Nu, era așa. Măi, oare ar trebui să mai strig în pustie? Nu, am strigat destul. Acum cine a venit, a venit. Cine nu să fie sănătos? O făcut așa Ioan Botezătorul. O făcut așa ceva. Se pune problema pentru mine și pentru noi. Știm noi cine suntem? E foarte important. Știm noi cine suntem? Îmi cunosc eu scopul vieții mele, îmi cunosc menirea, îmi cunosc chemarea, îmi cunosc locul și slujba și tot? Joi seara se predica aici și zicea că noi suntem robii lui Hristos. E adevărat? Suntem robii lui Hristos. Și Pavel, roba lui Hristos. Petru, roba lui Hristos. În 1 Ioan, capitolul 3, cu 1, spune cuvântul Domnului. Cine suntem acolo? Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să fim ce? Copii al lui Dumnezeu, frate Cornel. Ești copilul lui Dumnezeu? Zi tare, frate Cornel. Amin. Cu încredințare din suflet și din inima noastră să zicem, da, suntem. Pentru că e o mare amăgire pentru mulți. Sunt nesiguri de ei, nesiguri de mântuirea lor, nesiguri de tot. Și atunci sunt șovăenici. Dacă eu nu sunt sigur de mântuirea mea, dacă eu nu sunt sigur de mântuirea mea, cum pot să-l învăț pe altul să-i spun ce să facă ca să fie mântuit? Cum pot? Nu pot. Și atunci nu voi face, pentru că dacă eu mă clatin pe picioare, cum o să zic lui David, David, nu te clătina. Noi trebuie să știm cine suntem. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al Dumnezeu și suntem. În 1 Ioan 5 cu 13, verset care ar trebui să-l știm cu toții. Ioan zice, v-am scris aceste lucruri. Au fost scrise de Ioan special pentru biserică. Ca să știți. Ca să știm bine. Ca oricine crede în Fiul Dumnezeu,
ca voi care credeți în numele Dumnezeu aveți viața veșnică. Să știm că suntem mântuiți. Și diavolul vine așa de ușor la noi și ne surpă credința noastră și ne face să ne clătinăm, să ne clintim de mântuirea noastră, de tot. Vine diavolul la Domnul Iisus, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Vine la oricine. Ioan Botezătorul știa cine este. Dar noi știm? E foarte important ca să pleci acasă și să știi cine ești. Amin? Amin. Noi suntem copii al lui Dumnezeu. Amin? Amin. Suntem robii lui Dumnezeu. Amin? Amin. Și nimic nu ne va bate de pe calea Domnului. Amin. Vreau să vă spun că ce v-am spus sunt vorbe serioase, nu mă joc cu vorbele. Faptul că ești copil al lui Dumnezeu nu e o joacă. E o responsabilitate totodată. E o încredințare, dar o mare responsabilitate. Punctul 2. Ioan Botezătorul își cunoștea poziția și locul. Îl întreabă farisei, îl întreabă trimișii farisei. Ești tu Ilie? Nu. Ești tu prorocul? Nu. Atunci ce botezi? El știa clar cine este. Și pentru mine vreau să vă spun, sunt așa de trist, de multe ori văd frați care au potențial în biserică. Foarte mare potențial. Când a fost să se deie zăpada pe acoperiș, au venit atâția frați și au ajutat. Când am organizat olimpiada, atâția frați au consacrat și au venit anul trecut să mă ajute. Să ajute, nu pe mine, lucrarea lui Dumnezeu. Și sunt atâția frați când am făcut anumite lucruri, am văzut atâta potențial în unii. Incredibil! Dar știți ce mă întristează cel mai mult? Văd în multe ori că nu ne cunoaștem poziția, locul, scopul în trupul lui Hristos și ne întrebăm ce trebuie să fac eu? Care e menirea mea în biserică? Care e menirea mea în lume? În familie? La locul de muncă? La școală? E foarte important, frații mei, să știm ce slujbă avem. Poate că sunteți în dubiu și zici, dar nu știu ce mi-a dat Dumnezeu mie să fac. Și eu am fost așa și nu suntem așa, nu? Nu știm. Începe să faci ceva. Ai încercat dărnicia. Ai încercat dărnicia. De exemplu, la soția mea, când cheamă pe cineva la noi, îi place așa să facă un pic în stil mai mare, să fie de toate, să fie bine și așa. Și zice, nu vreau să mă fac de rușine. Dar vreau să spun un lucru. De exemplu, poate când dai la cineva, bă, vreau să-i dau $100 sau 200 să simtă că o primi. Dă numai 10. Dă-i numai 20. Practică lucrurile micuțe ca să ajungi la cele mari. Practică și vezi bucuria. Păi după ce ai dat numai $20, păi să știți că câteodată $20 face foarte mult. Face foarte mult. Poți să dai un cofrat de ouă cu $2, poți să iei un sac de făină cu $10 și poți să ai pâine și mâncare în casă. Dacă ești modest. Dar încearcă anumite lucruri, vezi ce se lipește de inima ta, ce ți-a produs bucurie, satisfacere, că ai făcut ceva în trupul lui Hristos. Poate ești chemat să întărești, să îmbărbătezi, să zidești. Poate ești chemat să înveți pe alții să cânte. Poate ești chemat să faci o anumită lucrare în trupul lui Hristos, dar fă ceva. Lucrează! Pentru că fiecare mădular, mâinile, picioarele, ochii, gura, urechile, trebuie să-și facă partea lui, ficatul, rinichii și așa mai departe. Că nu funcționează bine trupul lui Hristos altfel. De aceea, Ioan Botezătorul zice, nu sunt eu Hristosul? Eu am venit să mărturisesc pe el. El trebuie să crească, eu trebuie să mă micșorez. Își vedea locul, își vedea poziția. El nu vrea să fie el gura lui Hristos. El știa că este un glas care strigă, care pregătește calea Domnului. De multe ori, și aici este o extremă, când Domnul nu m-a pus să fac ceva și văd că nu merge și nu merge și nu mă stric în loc să fac. Și totuși mă bag să fac ce văd că aduce distrugere. E foarte important să-mi găsesc locul meu. Dar dacă nu l-am găsit, nu sta nepăsător. Predica fratele Ozan aici, auziți aminte despre casierul acela care a vorbit printr-un frate negru și că și cunosc pe fratele ăla. L-am cunoscut personal. Frații mei, nu trebuie să-ți vorbească Dumnezeu printr-un proroc că trebuie să faci o slujbă. Apucă-te să faci.
Acum două săptămâni predicam în locul acesta despre trei categorii de suflete care vor fi în ziua arătării lui Hristos, în ziua Domnului. O parte din ei va fi o zi a răsplătirii, care vor avea o răsplătire de plină 100% și aș vrea să fiu și trebuie să fim printre ea. Va fi o a doua categorie de creștini mântuiți pentru că au avut pe Hristos ca temelie, ca prin foc. Și dădeam atunci un exemplu și ziceam despre dacă ați văzut pe cineva care a fost scos din foc, cu hainele arse, ars pe față, pe corp, leșinați de multe ori în comă, dus pe tal, oameni scos din foc. Și vor fi și oameni de genul acesta mântuiți fără nicio răsplată. Și era a treia categorie de oameni, oameni mistuiți de foc. Oameni mistuiți de foc. Și chemarea lui Dumnezeu pentru biserica de aici și pentru biserica universală este să fie acei oameni cu răsplată de plină în Hristos. Amin. Asta dorește sufletul Domnului pentru fiecare din biserică. Să lucreze pentru el, să facă. Domnul să ne ajute să ne găsim locul în biserică. Scopul și să lucrăm pentru Domnul. Amin. Punctul 3. Cunoaște-ți de plin focalizarea ta, scopul tău, obiectivul tău, ținta ta pentru care ai fost făcut, mai mult decât am spus până acum. Domnul Iisus poruncea, merge și faceți ucenici din toate neamurile. Luca 14:15, cei care aveți Biblia cu mine, n-ar fi rău să o deschide. Aici vorbește despre pilda, Domnul Iisus dădea o pildă și era pilda celor poftiți la cină, știi? Și versetul 17 spune că la ceasul cinei a trimis pe robul lui să spună, veniți că iată toate sunt gata. Și toți care au fost invitați, fiecare cu treaba lui, nu au venit la cină. După aceea zice că mai târziu fiecare a venit cu răspuns negativ, nu o să vină la cine, dar zice, versetul 21, când s-a întors robul acela și vreau să vă pun întrebarea și să-mi răspundeți, cine este robul ăla? Când s-a întors robul acela, a spus stăpânului său aceste lucruri, atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grabă în piețe și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciunci, orbi și șchiori. S-a dus. Nu au fost cei care au fost chemați și au fost vredni să vină la cina pratului, nu au venit, dar au venit, au fost chemați ori șchiop, ciunci și șchiop, da? Săraci, ciunci, ori și șchiop. Și zice, totuși, stăpâne, au mai rămas loc, au mai rămas loc. Și vreau să spun, noi trăim acum ultima parte a pildei. Și zice, și stăpânul a zis robului său, ieși la garduri și la drumuri. La drumul și la garduri. Și pe cei ce-i vei găsi, silește să intre ca să mi se umple casa. Frații mei, cine este robul acela? Sunt îngerii? Sunt îngerii? Nu sunt îngerii. Dumnezeu n-a dat îngerilor misiunea să găsească Evanghelia. Nu. Dar cine este robul? Cine? Tu și eu. Noi suntem robii care trebuie să ducem Evanghelia mai departe. Ziceam că avem o viață religioasă și o viață socială. Viața religioasă trebuie să fie implicată în viața socială. Să se vadă bunătatea noastră, să se vadă dragostea noastră, să se vadă credincioșia noastră, să se vadă noi Hristos, să se vadă că de fapt noi suntem focalizați pe Hristos. Noi avem o chemare și datorie sfântă să mergem și să mărturisim Evanghelia. Dar, frate, dar chiar eu... V-am mai zis odată, am citit mai de mult despre o soră. Nu era o mare evanghelistă. Dar sora aceea chema câte o prietenă la cafea. La cafea, nici nu scumpă o cafea. Până la urmă. Și acolo îi vorbea ce-a făcut Dumnezeu în viața ei. Avem chemarea. Ioan Botezătorul a știut că este chemat de Dumnezeu să pregătească calea Domnului, să-i netezească cărările. Ce înseamnă să netezești cărările Domnului? Ce înseamnă să netezești cărările Domnului? Dacă sunt gropi acolo, sunt spini, mărăcini, trebuie dați la o parte, ca cel ce aude cuvântul să creadă, să vină. Dar noi trebuie să mai pregătim calea Domnului. Surorile mele, aveți datoria să pregătiți calea Domnului? Cum? Într-o viață sfântă, curată, neprionire,
ne grăbim venirea zilei Domnului, zice Petru. Avem toți datoria să facem lucrul acesta, să grăbim ziua Domnului, că ziua Domnului va veni. Amin? Credem cu toții lucrul acesta și urmăm din toată inima că ziua Domnului vine și nu-i departe. Dar este foarte important ca noi să-L așteptăm pe Mesia să vină. Dar să-L așteptăm nu oricum, nu oricum. Zice cuvântul Domnului, Domnul Iisus, mijlocul să vă fie cinst, păcliile aprinse, să fiți gata. Și sunt multe pilde, vorbim de pilda judecății de pe urmă, unde zice că, Doamne, când am fost noi flămânzi, când ai fost tu flămânzi și când s-am dat să mănânci. În toate lucrurile, căutați implicare, veți avea răsplată. Nu trebuie să pierdem răsplata. Nu trebuie. Nu trebuie să ne pierdem mântuirea. Trebuie să luptăm ca să ne dea Domnul să avem lucrurile acestea din belșug. Amin? Aș vrea să mai spun un lucru foarte important despre Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul știa ce trebuie să predice. Știa sau era așa, măi, vor veni la ei niște soldați, noi ce să facem? Când? Noi ce să facem? Simplu, direct. Voi să nu luați mai mult decât trebuie. Păi, dar noi ce să facem? Au venit niște farisei să se boteze și ei. Uf, mustrarea a fost foarte aspră. Pui de năpârci. Cine m-a învățat să fugiți de judecata viitoare? Mergeți și faceți ce? Roade vrednice de pocăința voastră și nu au vrut să-i boteze. De ce fac eu anumite lucruri? Pentru că fac și alții. De ce? Fac pentru Hristos. Voi avea o răsplată. Fac pentru mântuirea mea de plină. Au venit la el alții și au zis, noi ce să facem? Au zis, cine are două haine, una să o deie. Cine are de mâncare să deiești la cel ce nu are. Chemați la fapte bune. Dar Ioan Botezătorul, vreau să pun accentul, știa ce trebuie să predice. Mi-aduc aminte, într-o seară de tineret, am făcut o mică capcană tinerilor, pot să recunosc lucrul acesta, atunci nu le-am zis, am citit despre tânărul bogat. Au venit la Domnul Iisus un tânăr bogat și au întrebat învățătorule, ce să fac ca să fiu mântuit? Păi cunoști poruncele, le cunosc. Și ai cinstit și am cinstit și ai făcut și ai făcut, făcut toate. Faci așa de alea viață veșnică. Și apoi am întrebat, dacă ar veni la voi cineva acum și v-ar întreba, ce să fac ca să în viața veșnică? Ce a spune? Răspunsurile au fost foarte diferite. Nu le spun ca să o studesc, am făcut cu ei ca să învețe. Păi, ea spune să se roage, ea spune să citească Biblia, ea spune să meargă la biserică, ea spune să păzească poruncile. Ce îi spune? Frații mei, e foarte important. Eu știu ce trebuie să-i spun unui necredincios. Să nu mărturisesc Evanghelia că nu sunt sigur ce să-i spun. Dacă sunteți în situația asta sau sunt în situația asta, trebuie să mă gândesc serios și să mă pun cu... Să studiez Biblia, să nu știu, nu găsesc. Poate e păstori aici, sunt alți frații aici care pot să vă învețe. Dar eu trebuie să știu cum să mărturisesc Evanghelia, ce să spun. E foarte important. Frații mei, e așa de trist să știu că sunt mulți care trăiesc așa într-o ceață, într-o nebuloasă. Nu știu, nu sunt sigur. Asta nu e o credință fermă. Pentru că este clar, este lapte duhovnicesc. Noi trebuie să avem, să fim stăpâni pe învățăturile începătoare ale credinței. Despre de aceea, la un moment dat, să lăsăm începăturile învățătoare, fără să ne punem din nou temelia pocăinței cu faptele moarte. Aș vrea să vă gândiți la punctul acesta, să ne cercetăm. De ce nu mărturisim pe Hristos? De ce biserica nu are impact în ziua de astăzi? Aș putea să spun, poate că este un punct. Nu-L mai mărturisim pe Hristos. Nu-L mai mărturisim pe Hristos. Ioan Botezătorul l-a mărturisit? Cât l-a mărturisit? Era focalizat pe direcția aceasta să-L mărturisească pe Hristos? Aș putea să zic aproape 100%, lasă în lui focalizarea lui, era pe Hristos. Toți care veneau la el, nu așa, își făcea timp. Își mărturiseau păcatele și apoi erau botezat. Nu, hai și... vedem un film, mă, veneau acolo și el m-a poc, eu botezat pe toți. Când mărturiseau păcatele, ba chiar îi punea să cerceteze, să facă roade, mai vin o dată, chiar îi respingeau. E foarte important ca viața mea și scopul vieții mele să aibă un scop, un rol, un cel.
Dacă în viața de credință, vreau să mărturisesc, este plată, așa cum se zice între ghilimele. Este fără sens, fără rost și chiar numai să cânți și să, așa să te mai și rogi, ca să te afli în treabă. Mărturisește-L pe Hristos! Dumnezeu te cheamă! Nu numai pe Iosif, nu numai pe, numai pe alții, pe toți! Când toată biserica este implicată în lucrarea aceasta, biserica primește vitalitate, bucurie, Duhul Sfânt se coboară, pentru că unul și aproape cel mai important rol al Duhului Sfânt, zice Iisus, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi? Care este scopul principal? Să fii martor. Și veți fi martor începând din Ierusalim, Iudeia, Samaria și până unde? Până la margine pământului. De aia e foarte important. Cererea, primirea Duhului Sfânt și mărturisirea. Dar trebuie să știm și ce mărturisim. E foarte important. Foarte important. Domnul să ne ajute la acest lucru. Ar vrea să comentez un pic și alte versete, că timpul trece și ar vrea să mă opresc. Fă-mi paralele, cercetează-te. Cine ești tu? Care e locul tău, poziția ta, scopul tău, trăiești tu pentru Hristos, zi de zi, clipă de clipă, faci totul pentru Hristos, faci în numele lui Hristos, te gândești la mântuire și cu o răsplătire divină sau o mântuire de aia așa privită, care e posibil să nu fie mântuire. Sau lucrarea ta este o lucrare care judecă, osândește, defaimă, bajocorește, disprețuiește și lucrarea ta și împreună cu tine va fi nimicită în foc. Da, vorbește despre... Acolo textul acela îmi spune, nu știți că biserica este trupul lui Hristos? Acolo spune despre aceea care vor fi nimiciți prin foc. Dacă nimicește cineva trupul lui Hristos, pe acela va nimici Dumnezeu. De aceea să ne cercetăm și să facem ce trebuie să facem. Amin. Vreau să vorbesc despre... mai sunt 5 minute și poate că... El... După ce ucenicii erau un pic supărați ca Botezătorul, că el îi dă dreptate lui Hristos și zice, păi el trebuie să crească, trebuie să mă micșorez și așa mai departe, merge până acolo și spune, cine primește mărturia, în versetul 33 lui, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Când tu primești mărturia lui Hristos în tine, mărturisești că Dumnezeu spune adevărul. De ce? Fiți atenți la versetul 34, că pentru mine e un verset cheie. Deci, căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu, vorbea de Domnul Iisus Hristos, vorbește cuvintele lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Măi, m-am tot întrebat după ce am citit textul acesta, cum adică Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură? Noi toți primim o măsură de har, una mai, unii mai mică, unul un talent, doi, trei, 5, 10, o măsură de har, o măsură de Duh și fiecare trebuie să lucreze după măsura harului care a primit-o. Dar despre Hristos spune că Dumnezeu nu i-a dat Duhul cu măsură. Nici o măsură n-a avut în Duh. De ce? Știți de ce? Unde duce cuvintele lui Ioan Botezătorul? Că Hristos este din veșnicie în veșnicie, era, este Dumnezeu, era Dumnezeu, Duhul lui nu i-a fost dat cu măsură și atât de tare ajunge să-L înalță pe Hristos, să-L facă Dumnezeu. Și până acolo aduce atenția, zice că Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâinile Lui, toate lucrurile în mâinile Fiului. Dumnezeu nu i-a dat Duhul cu măsură lui Hristos. De ce? Era singurul Fiul Dumnezeu. Au fost atâtea cântări cântate și în seara asta, așa dimineața, care vorbea despre Hristos că a venit din cer, despre Golgota, despre jertfa lui Hristos, absolută și desăvârșită, slăvit să fie Domnul. El n-a primit Duhul cu măsură. La un moment dat zicea Ioan că este și în cer și este și pe pământ. Ce m-am întrebat, cum adică este și în cer și pe pământ? Pe moment n-am știut ce să răspund. Dar știți de ce? Era încă Dumnezeu, locuia în cer. E greu de explicate lucrurile astea. Dar El a fost Dumnezeu 100%, slăvit să fie Domnul. Dar toată propovăduirea lui Ioan, tot botezul propovăduirii, botezul pocăinței lui Ioan, fiți atenți, unde bate ținta versetului 36, tot botezul și toată lucrarea lui era să ducă la versetul 36. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Amin. Până la urmă, tot botezul pocăinței care l-a făcut el,
mergeam spre Fiul Dumnezeu să pregătească inima oamenilor să-L primească pe Hristos. Și o parte au crezut. O altă parte n-au crezut. Dar rămâne să ne gândim la noi. Suntem ca aceia care stau în spatele șirului, a ghilotinei și este boghiu acela, căruciola acela tras în fascicolul de lumină și nu merge mașina? Dacă nu merge mașina deloc și tu apeși pe buton să știi că n-ai viață veșnică. Încă nu l-ai primit pe Hristos. Încă nu ți-ai consacrat viața lui Hristos. Sau vezi că mașina merge, lumina este aprinsă, auzi motorul că funcționează, apeși pe pedală, mă, dar nu coboară cuțitul și nu taie. Fascicolul tău este centrat pe Hristos? Sau lumea cu Hristos este acolo și eu nu reușesc, nu merge pentru că văd așa, pe Hristos îl văd un punct mic, pentru că când te uiți din partea asta 10 pie și un 3 mm acolo e un punct mic. Hristos e un punct mic în viața mea. Și nu reușesc să-L centrez pe Hristos, dar centrez atâtea alte lucruri din jurul meu. Aș vrea să ne gândim în seara aceasta plecând acasă, oare a rămas viața mea consacrată lui Hristos? Oare? Oare m-am dăruit 100% Domnului? Oare caut dimineața când mă scol să mă rog? Mă gândeam asta la Daniel care se ruga de 3 ori pe zi. Oare caut să-L mărturisesc? Oare caut să fac voia Lui? La fiecare gând, pas, vorbă? Sau conul vieții mele așa de mare împreună cu lumea și un punct mic în Hristos. Un punct mic în Hristos. Dar vreau să spun, dacă nu ochim punctul mic, nu merge viața de credință. De aceea vă îndemn la o predare și o consacrare de până în brațul Domnului, împreună cu mine și cu toți. Amin. Amin. Unul din lucrurile extraordinare pe care Ioan mi-a spus cu privire la Domnul Iisus în predica aceasta, că a fost ceva ca o predică, îl găsim în versetul 30, unde Ioan spune celui ce îl asculta că Iisus trebuie să crească, iar El trebuie să se micșoreze. M-am gândit de multe ori la lucrul acesta, dragii mei, și mă întărește să cred lucrul acesta și un vers al unei cântări pe care noi o cântăm. Nu știu exact cum începe strofa aceea, dar în lume m-ai făcut o fereastră către tine. Cu cât sunt mai nevăzut, cu atât tu te vezi mai bine. Când ne vedem, când lucrăm în așa fel încât să fim văzuți noi, El se vede mai puțin. Dar atunci când nu suntem preocupați și noi în evidență, ce știm noi, ce putem noi, și dorim să-i dăm toată slava Lui, se împlinește acest verset din Ioan, care spune că Iisus crește, iar noi ne micșorăm. Am să vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare și aș vrea să aducem înaintea Domnului rugăciunea noastră de mulțumire pentru ziua de astăzi și pentru că la rugăciunea de la amiază nu am amintit-o pe sora Ani, i-am promis că vom face lucrul acesta, aș vrea să o amintim în această seară, ca Domnul să o protească în călătoria întoarcerii spre casă. Dacă Domnul va mai rândui să vină, va mai veni, dar doresc ca Domnul să-i poarte într-un mod deosebit de grijă. Amin. Ne rugăm Dumnezeu.